Olivia, o fetiță de 11 ani, a uimit lumea medicală cu afecțiunea pe care o are. Doctorii au descoperit că fata suferă de lipsa cromozomului 6 din ADN, cel responsabil pentru senzația de foame, durere sau nevoia de a dormi. De aceea îi se mai spune copilul bionic. Conform babyunica.ro, această fetiță este singura persoană din lume care nu simte durere, oboseală și nici senzația de foame. Medicii au supranumit-o copilul bionic și spun că boala ei reprezintă un caz de ștergere genetică a cromozomului 6. În urmă cu 4 ani, Olivia a trecut printr-o experiență ciudată când, fiind la plimbare cu mama ei, o mașină a lovit-o în plin și a târât-o circa 100 de metri pe carosabil. După incident, fata s-a ridicat și a fugit la mama sa pentru a o întreba ce s-a întâmplat. Olivia s-a ales atunci doar cu câteva julituri. De o altă dată, fata a căzut și și-a spart buza de asfalt, dar din nou nu a simțit nimic. Rana fetei a fost în acel caz destul de serioasă, Olivia fiind atunci supusă unei operații de refacere a buzei. Mama ei spune că a observat că Olivia este specială când, la vârsta de 9 luni, copila a încetat să mai doarmă în timpul zilei. Pentru că nu simte nevoia de a mânca, fata este foarte mofturoasă la masă. Timp de un an, Olivia a vrut să mănânce doar pâine cu unt, relativ. That's a baby unica.ro.